Sâmbătă, în stațiunea Gap din Franța, a avut loc ediția cu numărul 13 a campionatelor europene de alergare montană, competiție la care a luat parte și reprezentativa României. În selecționata tricoloră s-a regăsit și o atletă de la CS Pandurii Târgu Jiu. Andreea Pâșcu a fost pe lista juniorilor. Sportiva antrenată de Ion Bură a luptat pentru o medalie și doar 5 secunde au despărțit-o de cea de bronz. Andreea s-a clasat pe locul 4 cu un timp de aproximativ 23 de secunde pe o distanță de 4,25 de kilometri cu 250 de metri diferență pozitivă de nivel. Titlul la această categorie a fost adjudecat de britanica Georgia Malir. La campionatele balcanice de alergare montană din Franța trebuia să ajungă și sportivul goljan Eugen Șorop, legitimat și el la CS Pandurii, însă, deși este și el vicecampion cu echipa României la Balcaniada de alergare montană, Federația Română de Atletism a ales un singur sportiv în persoana lui Ionuț Zincă să reprezinte tricolorii la GAP. Echipa de senior pentru Franța ar fi trebuit să aibă în lot cel puțin 4 atleți pe Ionuț Zincă, campion național de alergare montană și al doilea alergator de ski running din lume, Cătălin Atănăsoaie, Eugen Șorop, vicecampion național de alergare montană și de maraton, și Claudiu Calborean. Competiția s-a desfășurat la 5 km de centrul orașului Gap, al cărui vârf atinge altitudinea de 2000 de metri. Traseul a avut 4250 de metri la junior, fiind parcurs de 2 ori, pornind de la altitudinea de 1000 de metri, ajungând la 1300 de metri la mijlocul său după o ascensiune de aproximativ 1 km la o înclinație de peste 15%, cea mai dificilă porțiune a traseului.